Ideea ar fi Dumnezeu în timpul potrivit acționează cu metode potrivite. De exemplu, nu te duci la un copil și îi dai să conducă mașina când nu are vârsta de mașină. Așa și Dumnezeu în viața noastră, la momentul potrivit, ne dă ceea ce avem nevoie. În momentul în care noi suntem receptivi, începem să realizăm că Dumnezeu, de fapt, trimite mesaje și circumstanțe și nevoi și situații care conduc într-o anumită direcție, viața sau familia sau biserica noastră. Dacă în loc să trecem prin ele, le analizăm și ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu toate lucrurile astea și încercăm să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, putem învăța ceva și putem împlini planul Lui pentru noi. Pentru ca să vedem planul Lui Dumnezeu și să fim folositori în lucrarea Lui, tocmai discutam cu verișorul meu și spunea, ia, foarte mult spun, dacă soțul sau soția nu se roagă, cum pot eu să mă rog? Că ne tragem unul pe altul în sus sau în jos. Așa credeam și eu. Și când soția mea nu se ruga, spuneam, cum pot eu să mă rog dacă ea nu se roagă? Cum pot eu să am o familie spirituală dacă ea nu e spirituală? Și mi-am dat seama că ar fi durat până mor. Și niciodată n-aș fi fost spiritual. Până mi-am luat hotărârea să nu mă intereseze ce, aștept până se schimbă biserica pentru ca să mă schimb și eu. Să nu mă aștept. Și eu să-mi fac o viață de rugăciune. La scurt timp după ce mi-am făcut eu viață de rugăciune, a început și soția să se roage. Înseamnă că așa o se întâmplă totdeauna? Nu. Dacă, de exemplu, eu ca pastor mă rog 22 ore pe zi, înseamnă că toată biserica o să roage? Nu. Dumnezeu o să lucreze cu ei și unii se trezesc, alții nu. Și Dumnezeu nu-i forțează. Dar ideea este că lucrarea începe de la mine, nu începe de la celălalt din familie sau din biserică. Well, care este punctul central aici? Dacă rugăciunea este o parte esențială în viață, o parte pe care noi de multe ori nu o înțelegem, o neglijăm și suntem lipsiți de anumite binecuvântări, ca familie și ca congregație mai este o a doua parte. Ce plan are Dumnezeu cu tine? Și atunci oamenii pot să spună, frate pastor, dumneavoastră sunteți pastor, sunteți plătit, dar eu am alt serviciu și trebuie să lucrez. Nu spune nimeni să vă lăsați serviciu, dar Dumnezeu are un plan specific. Și de multe ori noi ca biserică, de multe ori noi încercăm să facem planuri pentru Dumnezeu. Ce-ar fi să avem programul acesta pentru biserică? Ce-ar fi ca eu și cu soția mea să deschidem o casă de unde să aducem mâncare pentru săraci? Și ne programăm noi cam ce am putea face pentru Dumnezeu. Și nu avem succes. Planul lui Dumnezeu n-are nicio legătură cu ce planificăm noi pentru Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este pur și simplu când renunți la toate planurile bune care le ai și nu mai faci niciun pas până nu știi că ți l-a dat Dumnezeu. Viziunea nu trebuie să fie viziunea noastră. Dumnezeu nu poate să ne ajute în împlinirea viziunii noastre până nu este viziunea Lui. Numai viziunea Lui primește binecuvântarea. Adică dacă Avram s-ar fi hotărât să meargă unde îl trimite Dumnezeu și spunea, o iau la stânga, nu putea să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Avram a trebuit să aștepte până Dumnezeu îi spune în ce direcție să o ia. De multe ori noi ca biserică sau ca individ acționăm crezând că e bine și acționăm cu sinceritate și ne întrebăm de ce nu avem binecuvântări. Planul lui Dumnezeu nu are legătură cu planurile noastre bune. Vreau să vă dau un exemplu. Am ajuns într-un district rupt de conflicte. Dezbinat, școala avea 6 copii, au fost 12, au scăzut la 9 și apoi au scăzut la 6. Mai aveam un profesor și trebuia să închidem școala. Bisericile nu mai aveau membri, într-una din ele, dacă aveam 9-10 într-un sabat, cam aia era media într-un sabat, așa mai bun, aveam 15-20, și în cealaltă aveam 25-30, cele două care erau în ceartă. Niciun fel de acțiune, niciun fel de program. Dar erau oameni credincioși, plăteau zecime, ajutau în anumite proiecte ale Domnului. Să nu mă înțelegeți greșit, nu spun să nu ajutați proiecte, ci spun că dacă totul nu este focalizat și centrat în jurul planului Dumnezeu, putem să lucrăm pentru Dumnezeu și să auzim cuvintele, nu vă cunosc. Și asta este o problemă personală la care, dacă vrem să fim mântuiți și dacă vrem să slujim pe Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că îl slujim pe Dumnezeu. Aveau proiecte la care participau și așa mai departe. Într-un mod concret, am început să mă rog
După aceea am invitat la rugăciune oameni. Și este ceva foarte curios, că dacă am anunțat o oră de rugăciune și am făcut greșeala asta, și am zis, fraților, trebuie să reînviorăm biserica asta, haideți să facem o oră de rugăciune. Și i-am chemat miercuri seară și mi-a venit 20. Oh, pentru o biserică cum era a mea, era un succes. Adică 20, când sâmbătă anunți din 20, e ceva. Miercurea viitoare mi-a venit vreo 10, miercurea viitoare mi-a venit vreo 5 și miercurea următoare 3 bătrânele. Și am stat și m-am rugat și eram descurajat. Nu pot să fac nimic, ori mă las de lucrare, ori mă mut în alt district. Dar am învățat că oriunde te-ai muta, servești oameni. Și oamenii au nevoie de Dumnezeu și de aceeași solie. În loc să fug de problemă, m-am hotărât să mă rog. După aproximativ 3 luni de rugăciune, să nu credeți că 3 luni sunt scurte. 3 luni de rugăciune sunt foarte lungi, vă rog să mă credeți. 3 luni de rugăciune în care mă trezeam sistematic la 4-5 dimineața și mă rugam până pe la 7 în fiecare zi. Și nu mă rugam vorbind tot timpul. Prezentam Dumnezeu districtul și apoi ziceam, Doamne, eu aș face niște planuri, dar mi-e frică să le fac și să fie planurile mele și să n-am succes. De aceea nu fac niciun plan. Aștept planul de la tine. Așa spune că Iisus primea planul de la Dumnezeu în fiecare zi, vă amintiți? Nu făcea el planul, îl primea. Într-un cuvânt, am zis, Doamne, aștept planul de la tine. Și apoi tăceam. E o disciplină foarte grea să taci în prezența lui Dumnezeu. Vă rog să mă credeți. Prima săptămână n-am priceput nimic, am tăcut și am zis, pierdere de timp. Îți vine după rugăciune să te ridici pe picioare și să pleci imediat. Și mi-a zis, nu, m-am hotărât că tac în prezența lui Dumnezeu și stau acolo. După vreo săptămână, în timpul de tăcere, de meditație, nu pot să vă explic. Trebuie dumneavoastră să încercați. Am început să experimentez o bucurie și o liniște și o putere care n-am avut-o niciodată înainte. Eram același om, dar vorbeam cu cineva, spuneam 3 cuvinte simple și vedeam cum se hotără să vină la înare și schimbă viața. Îi vedeam că vorbele mele au putere, care nu înțelesesem înainte. Asta numai după o săptămână. După 3 luni, dimineața la 2:30 m-a trezit Dumnezeu cu niște gânduri care nu le avusesem niciodată în minte. Niciodată înainte. La care am rămas, ăștia mă dau afară din lucrare, dacă fac treaba asta mă concediază. Și am zis, forget it. Și am renunțat. Nu fac eu așa ceva în biserică. Mai târziu, s-a dus toată pacea, s-a dus toată bucuria, am rămas un pastor muncitor care făceam vizite și predici și cu asta basta, fără niciun succes. Mai târziu, cu vreo 6 luni, m-am pus din nou pe rugăciune. Doamne, vreau să fac ceva aici. Te rog frumos, arată-mi. Pe loc mi-a venit gândul. Ți-am arătat toată, n-am ce să arăt. Mai târziu, cu o săptămână, conduceam din Wisconsin spre Tennessee să-mi vizitez copiii. 12 ore de condus. Tot drumul mi-am propus să ascult muzică, să mă rog. M-am rugat 12 ore. Întrebam, Doamne, ce să fac? Aceeași idee venea înapoi. Doamne, dar mă dau ăștia afară din lucrare, ce să fac? Aceeași idee. Ești aici pentru un servici sau ești aici să mă servești? Dacă mi-ai cerut planul și îți dau planul, du-te și fă-l. Celalte nu sunt grija ta, alea sunt grija mea. Dumnezeu când te trimite, tot ce trebuie să cauți la Dumnezeu e planul. Metodele, căile, posibilitățile, materialele care îți trebuiesc, aia nu-i grija ta. Nu o să ajung la subiectul ăla chiar acum, mă opresc aici să vă las puțin în suspans și vă spun lucrul al doilea care trebuie făcut și ăsta o să fie al treilea. De ce mă opresc, o să vedeți imediat. Dacă primul lucru este rugăciunea, ca Dumnezeu să-ți descopere planul care îl are cu tine. Al doilea, totdeauna va fi legat de primul și vor merge împreună. Nu merge al doilea fără primul, rămân împreună, uite, așa se leagă. Cum nu poate să meargă creierul fără inimă sau invers. Iisus înainte a plecat la cer și asta este o comandă foarte directă și foarte clară. Le-a spus, duceți-vă, vă amintiți textul? În toată lumea și faceți ucenici. Nu ce faceți membri. Bineînțeles că trebuie să facem membri. Dar membrii leneși, asta e o regulă la noi în biserică. Noi nu mai botezăm pe nimeni decât cu condiția să lucreze. Și membrii le-a spus, cine nu lucrează, vă excludem. Ori vă mutați, ori vă exclud eu. Noi nu acceptăm membrii leneși. Trebuie să lucrez ca să fii membru adventist. Și vine o bătrână, zice, frate Goia, dar eu sunt bătrână, nu pot să lucrez. Zic, soră, poți să te rogi? Da. Ok, trebuie să te rogi ca să nu te excludem. Oh, păi mă rog, frate. Ok, atunci nu te excludem. Într-un cuvânt, n-am exclus pe nimeni. Mesajul a fost că nu e loc de lucrători care nu lucrează.
Cine dintre dumneavoastră ar avea un business și ar plăti salariul la muncitori care nu muncesc? De ce am crede că în via lui Dumnezeu putem să facem asta? Mă înțelegeți, nu? Dar ne întoarcem înapoi. Dumnezeu a spus așa, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Și faceți ucenici, adică faceți muncitori, lucrători. Vreau să fiți atenți, pentru că ăsta este punctul al doilea. N-are legătură cu ceea ce înțelegem noi prin evanghelizare. Deși noi facem evanghelizări tot timpul, 2 sau 3 pe an, și la fiecare botezăm 20 de oameni sau mai mult, dintre americani. Oameni care niciodată n-au avut de-a face cu adventiști înainte. Cu experiențe nemaipomenite. Nemaipomenite. O să vă dau una sau două să vă impresioneze. Duceți-vă în toată lumea. Este un mesaj simplu pe care Biserica Adventistă îl înțelege foarte puțin. Tot ce facem noi, schimbarea în biserică 1, dezvoltarea liderilor al doilea, aș putea să continui. Sunt 4 seminarii care tratează ce vă spun eu acum într-o oră. Tot ce face biserica și e statistică făcută de conferința generală, nu ne aparține. Tot ce face biserica, nu 100%, dar marea majoritate, 90 ceva la sută, nu mai mi-amintesc procentajul, mi se pare că 92, dar vă rog să nu mă cotați pentru că nu știu sigur, până nu mă uit pe prezentare, se focalizează înăuntru bisericii. Vreau să fiți foarte atenți. Într-un cuvânt, cântăm înăuntru, predicăm înăuntru, de acord cu mine? Toate programele, școala de sabat, unde este? Tot ce face biserica se focalizează înăuntru, dar comanda lui Iisus n-a zis duceți-vă la biserică, a fost duceți-vă unde? În lume, nu prea sună înăuntru. Adică Iisus ne-a dat exemplu, El a lăsat cerul și a venit la noi, n-a așteptat ca noi să ne ducem la El. În același fel, oamenii pot să fie sinceri, dar pot să fie atât de departe că nu o să vie niciodată la noi, nu o să vină. Și Iisus a zis, duceți-vă, 2 câte 2, 1, 3, 5, dacă vă e frică să vă duceți numai 2, luați pe cineva cu voi și așa mai departe. Dar duceți-vă voi la ei. Iisus se ducea la ei, spune Biblia că mânca cu vame și cu păcătoși, vă amintiți? Iisus se ducea la ei și ucenicii îl judecau, mănânci cu samaritenii, mănânci cu necurații. Duceți-vă. Programele noastre nu poate să aibă succes, pentru că noi ne focalizăm în interior. Așa făcea poporul Israel. Dumnezeu i-a făcut să fie o lumină pentru toate neamurile, casa de rugăciune să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile, ei să fie preoți pentru toate națiunile, în Exodul 20 spune, și ei s-au închis între ei și trăiau numai pentru ei, vreau să fie ei mântuiți. Dumnezeu a luat lumina de la ei, ne-a dat-o nouă. Și Biserica Adventistă spune în Petru că noi trebuie să fim o națiune de preoți care să ducem mântuirea, să fim o lumină pentru toate națiunile. Cumva am început să copiem Israelul și toate programele noastre se focalizează în interiorul celor 4 pereți. Îmi spunea biserica mea când am ajuns acolo, frate, dar nu avem oameni, nu avem bani, de-abia supraviețuim, trebuie să ne luptăm să trăiască biserica, să supraviețuiască. Fraților, o biserică mare nu m-ar îngrijora că nu se duce în afară, doar că și-ar pierde mântuirea, dar trăi bine până atunci. Dar o biserică mică trebuie neapărat să cheltuie ce aibă. Nu știu dacă m-ați înțeles. Într-un cuvânt, unii care au putere, au 500 de membri și bani, supraviețuiesc și dacă nu fac lucrare în afară. Dar unii care sunt slabi, nu e o scuză, sunt prea slab, am oameni prea puțin, dacă mai trimit 3 familii în afară, nu mai rămâne nimeni înăuntru. Nu avem nici bani, dacă cheltuim 1000 în afară, nu mai rămânem cu nimic înăuntru. Aia nu e o scuză să nu faci treabă, ci un motiv să faci treabă. Și le-am spus, câți bani aveți acum? Și a zis, frate, toți banii care avem acum sunt 1400. Îi cheltuim toți în afară. Dar nu plătim bilurile, frate! Îi cheltuim toți. I-am cheltuit pe toți? Luna viitoare au venit iar bani. Câți bani aveți, fraților? Acum avem 1500, frate. Îi cheltuim toți în afară. Frate, dar matale, cheltui toți banii noștri. Zic, lasă, fraților, că nu v-am cerut banii pentru mine. Vreau să vă spun că în momentul în care am început să cheltuim banii în afară, timpul în afară, să avem acțiuni în afară, au început să crească numerele înăuntru și oamenii care au venit, ce credeți că au adus cu ei? Și bani, bineînțeles. Deși noi nu ne-am dus să facem lucrare pentru bani, ne-am dus ca să câștigăm suflete. O biserică sau o familie sau o persoană care nu acționează în community, în afară, în lume, e o biserică ce și-a pierdut misiunea. Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi aici să trăim pentru noi, să fim mântuiți singuri. Dumnezeu ne-a dat o misiune. Și mântuirea aparține nu acelora care țin sâmbăta, ci acelora care pe lângă sâmbătă mai fac ceva. Când vine stăpânul, îi găsește dând mâncare la ceilalți servitori. Înțelegeți? Așa spune parabola. Când vine stăpânul,
îi găsește lucrând în via lui. Când vine să te pune, ce bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține, te pun peste multe. Și zice, Doamne, ce am făcut? Am fost bolnav, m-ați vizitat, ce e asta? E lucrare în biserică sau în spitale? Am fost în pușcărie, ați venit la mine, unde e lucrarea asta, în biserică sau în pușcărie? Am fost sărac, mă înțelegeți? Toate astea sunt acțiuni care se petrec în afara bisericii. Când am prezentat districtul meu treaba asta, au zis, e imposibil, nu se întâmplă niciodată nimic. Dacă dumneavoastră aveți curajul să vă puneți înaintea lui Dumnezeu, să-i cereți planul pentru viața personală și pentru biserica dumneavoastră și sunteți deschiși la lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu o să vă dea proiecte încât să acționați în afara bisericii, să experimentați o explozie pe care nicio altă biserică nu o experimentează. Planuri care nu le-ați visat niciodată, pe care eu nu le știu, Dumnezeu le știe, care sunt specifice locului ăstuia și prin care Dumnezeu o să facă o lucrare fantastică aici. Dar trebuie înțeles că lucrarea misionară nu se întâmplă înăuntru biserici, ci în afara biserici. Și noi ca biserică acționăm foarte puțin în afară. Tot ce facem noi este o zi pe săptămână și înăuntru. Având în vedere punctul acesta, vreau să mă mut puțin înapoi și să vă dau câteva exemple, ca să înțelegem mai mult ce prin cuvinte înțelegem puțin. Ating punctul 3 și apoi le combinăm. Punctul 3 o să vă supere foarte rău. Bucuria mea cea mare este că în seara asta plec și n-aveți ce să-mi faceți. Dacă vă supărați, nu mai mă chemați. Nu pierd nimic, nici noastră nu pierdeți nimic. Punctul 3 e puțin mai supărător. Dar invitația mea este ca să fiți deschiși să-l ascultați și nu neapărat să-l luați. Vă rugați cu sinceritate, Doamne, e ceva bun în ce a zis fratele ăsta. Și dacă Dumnezeu se folosește de cuvintele astea să vă dea ceva, luați. Iar dacă Dumnezeu dacă vă rugați sincer, e ceva aici pentru mine. Și dacă Dumnezeu vă spune nu, nu luați. Pentru că Dumnezeu știe ce are pentru noastră. Și anume, Iisus spune așa, că acela care scoate lucruri cum? Numai vechi sau vechi și noi? Sau numai noi? Pentru că e conflictul ăsta între generații. Unii vor numai nou, unii vor numai vechi. Ce spune Iisus? Lucruri cum sunt? Și vechi și noi. Ok. Dacă vă uitați în Biserica Adventă, de jur împrejurul lumii, observați că Biserica Adventă a moștenit și s-a întărit în tradiții. Are o groază de lucruri vechi. Și au alergie la schimbări. Când vrei să aduci un lucru nou, nu acceptă niciun fel de lucru nou. Și când aduci un lucru nou, dacă n-ai puțină vechime ca pastor și să fii ordinat, te mută, frații, sau te concediază. Acum, nu vorbesc de dumneavoastră. Dumneavoastră, n-am fost pastor aici, nu știu cum procedați și mă bucur că nu știu. Nici nu vreau să știu. Ideea este că e foarte greu să schimb ceva. Mă urmăresc pe mine. Soția a pus telefonul în bucătărie, baza. Și aveam trei handsets, trei telefoane portabile, mulțumesc. Unul era în dormitorul ăsta, unul era în dormitorul ăla și unul era în basement. Și eu am spus, de ce nu-l pui la mine în office baza? Că ascult și eu mesajele când vine acasă, toată lumea pe mine mă sună ca pastor. Ce nu, că îmi trebuie și mie în bucătărie. Zice, dar mi-e greu, vin în bucătărie de câte ori, vreau și eu la mine în office, acolo unde scriu, unde... În sfârșit, am lăsat. Știți, happy wife, happy family, sau am zis, ok. Am lăsat ca ea. Mi-a trebuit așa vreo 3 luni să mă obișnuiesc. Când în sfârșit m-am obișnuit cu telefonul în bucătărie, după vreo 6 luni zice, știi ce m-am gândit? Îl punem în dormitorul lui Ovidiu sus. Zic, ce caut eu în dormitorul lui Ovidiu ca să ascult mesajele? Acum de-abia mă învățasem și eu cu el în bucătărie. Și pentru mine a fost o criză să schimbe telefonul. Acum de câte ori veneam acasă să ascult mesajele, fugeam pe scări sus în dormitorul copilului să ascult mesajele. Că nu mai avea loc în bucătărie. Vrea să câștige atâta loc. Pentru mine schimbarea aceea a fost o criză și m-a rugat, Doamne, dă-mi răbdare, că nu înțeleg. Adică de ce trebuie schimbat telefonul? Acum, după ce copiii erau plecați la școală, s-a gândit să folosească și locul din camera lui. Acum, înainte a venit în coa, zis, știi ceva? Cred că îl schimbăm la tine în office, că eu și așa n-ascult niciun mesaj. Zic, de-abia m-am învățat să mă duc în camera copilului, m-am încuiușa, mă rog, ascult mesajele, acum vrei să-l muți în basement. Orice schimbare, când soția vrea să mute mobila, găsesc ceva de lucru și plec de acasă. Că nu vreau să mut mobila, nu-mi place. Pentru mine nici nu contează cum e, las-o așa cum e. Orice schimbare în viața noastră aduce o criză, la fel și în viața bisericii. Și chiar dacă zâmbim și nu înțelegem sau înțelegem, când ajungem să experimentăm schimbarea, trecem printr-o criză teribilă. Și spune statistica
că nicio biserică nu poate să se schimbe mai devreme de 4 ani jumate. Toți care au încercat să schimbe o biserică, cu rugăciune, sinceritate și muncă, n-au reușit să schimbe. A durat între 4 ani jumate și 9 ani. Nu există biserică să se fi schimbat mai repede de 4 ani jumate în istoria adventă. 4 ani jumate? E un timp lung. Nu-i așa? Schimbarea e grea, creează o criză și durează mult. Durează mult. Ellen White spune că de multe ori biserică nu se schimbă decât dacă anumite persoane se mută sau mor. Zice că it takes a few funerals. Trebuie anumite persoane să moară, că nu lasă să se schimbe nimic. Mă bucur că nu cunosc situația de aici. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru că crede cineva că vorbesc de el sau de ea și nu cunosc nimic. Probabil că noastră nu aveți problema asta și mă bucur. Eu am avut-o în districtul meu. Au fost 6 oameni bogați care, de când s-au născut ei, și părinților și bunicilor din generație în generație au controlat biserica și nu s-a întâmplat nimic acolo. Și cine n-a făcut cum au vrut ei, a trebuit să se mute. Schimbarea aduce o criză. Vreau să vă spun, fraților, că în relația cu Dumnezeu trebuie să fiți atât de deschiși la rugăciune, că dacă Dumnezeu spune, cum i-a spus lui Moise, du-te înapoi în Egipt sau du-te și intră în Marea Roșie, și dacă nu face niciun sens pentru dumneavoastră, trebuie să fiți atât de deschiși încât prin credință să mergeți înainte și să acceptați schimbările. Nu zic că trebuie să schimbați totul acum, hai să schimbăm, frate, de dragul schimbării. Nicio schimbare nu este binevenită decât dacă vine de la Dumnezeu. Nu trebuie să vină de la nimeni altcineva. Și când vine Dumnezeu, vine numai în urma rugăciunii serioase și de durată. Nu vine așa dintr-o dată. Pentru Dumnezeu, când te rogi, te pregătește să înțelegi și să fii în stare să o faci. Cum l-a pregătit pe Moise 40 de ani în pustie. Dumnezeu te pregătește pentru schimbarea respectivă. Deci o schimbare care vine de la Dumnezeu și în urma rugăciunii, trebuie să vă rugați destul de serios încât să fiți deschiși să o aplicați. E o problemă dureroasă în bisericile advente. O problemă dureroasă. Acum, pentru că am vorbit de cele 3 puncte, care a fost primul? Rugăciunea? Care a fost al doilea? Lucrarea misionară se face în primul rând în afară, nu înăuntru. Nu înăuntru. Amintiți-vă de ucenici. A trebuit să experimenteze persecuție ca să se ducă în afară, că nu vroiau. Și al treilea care este? Să fim deschiși la a accepta schimbările care Dumnezeu ni le dă. Pentru că fiecare generație are nevoi noi și pentru nevoile noi trebuie metode noi. Nu schimbăm principii, noi nu schimbăm sabat aici. Dar metodele se schimbă și o să vă dau exemple concrete. O să vă dau exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Ok. Acum, pentru că avem în minte cele 3 puncte așa repede pe scurt, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Deci, m-am rugat 3 luni. După 3 luni, Dumnezeu m-a trezit la 2:30 dimineața, într-o dimineață, și mă gândeam, nu pot să fac așa ceva în biserică, dacă fac așa ceva, ăștia mă dau afară din serviciu. Și care a fost ideea? Conduceam spre Tennessee, mi-a venit aceeași idee, m-am dus înapoi la biserică și am spus fraților în comitet, uite ce facem, pornim o oră de rugăciune, dar nu mai chemăm toată biserica. Nu chemăm decât comitetul. Anunțăm în biserică, dacă cineva vrea să vină, este welcome, dar nu-i chemăm pe toți. Din contră, o facem așa, mai selectivă, pentru că oamenii, dacă îi chemi, mi-amintesc când eram tânăr și organizam excursii la munte, când îi mă dugeam din ușă în ușă și îi rugam pe toți, nu venea niciunul. Și când spuneam, nu poate să vină decât Piții, Mihaela, Alin și Cutare, toți, hai mă că vreau să merg și eu, hai mă că... Așa sunt oamenii. Când ne spui să nu vină, atunci vor și ei. Și am anunțat o oră de rugăciune, numai cu comitetul, și am spus, biserica e binevenită, dar nu la prima parte. Aia e numai pentru lider. Și apoi le-am spus comitetului, le-am spus așa. Din tot comitetul, nu vă vreau decât pe voi 3, pe prezbiteri. Și comitetul, frate, aveți secrete? Nu avem secrete. Dar am condiții, am lucruri foarte serioase de discutat și de rugat și am condiții să vă pun dacă veniți. Care e condiția? O să ne rugăm, o să studiem o jumătate de oră și o să ne rugăm o oră, o să fie o oră jumate și ne întâlnim dimineața la ora 5. La ce oră? La 5 dimineața, până la 6:30. Am hotărât să ne rugăm în fiecare zi dimineața pentru o lună, 30 de zile, și pentru 3 luni, în fiecare miercuri seară, pentru o oră numai rugăciune. Nu e ușor, nu e așa? În fiecare zi dimineața la 5, cu tot comitetul, să te rogi la biserică? Unii au crezut că mi-am pierdut mintea. Frate, la 5, la biserică, să ne întâlnim, să ne rugăm? Da, frate, la 5, la biserică, ne întâlnim și ne rugăm. Ne-am întâlnit la 5 dimineața la biserică și ne-am rugat. Și le-am spus, Dumnezeu mi-a pus în minte niște idei care nu vreau să vi le spun.
Și vă provoc să vă rugați împreună cu mine până o să vi le pună și vouă în minte. Și nu ne-a spus nimic. Pentru că dacă e de la Dumnezeu, așa cum mi-a pus mie ideea, trebuie să vă pună și vouă. Dacă nu, nu sunt dispus să fac nimic, pentru că e o schimbare prea mare, e prea grea. Și vreau să știți că e de la Dumnezeu, nu e de la mine. Și am început să ne rugăm. Înainte de a se împlini luna de rugăciune, a venit o soră, Clara o cheamă, și a spus comitetului: fraților, e ceva ciudat, dar Dumnezeu dimineața m-am trezit cu niște idei care nu le-am avut în viața mea în minte și care nu prea seamănă cu manualul nostru. Și mi-e cam frică să le spun. Și Jack, care era prezbiter, zice: și eu la fel tot astăzi. Dar n-am avut curaj să spun. Dar dacă Matala i-a spus, spun și eu. Și când Jack a terminat, Pam, care era responsabilă a orelor de rugăciune și cu bolnavii și cu săraci în biserică, zice: și eu la fel. Deci erau trei din comitet în afară de mine care au venit cu ceva idei ciudate. Și am zis: ok, Clara a spus exact ce Dumnezeu mă trăise pe mine cu idei în minte. Jack, exact la fel. Pam, exact la fel. Exact aceleași idei. Nu erau la fel de dezvoltate cum le avusesem eu, atât de largi, de detaliate, dar erau exact aceleași idei. Și am zis: fraților, exact asta am avut și eu în urmă cu 6 luni. N-a fost o viziune, dar a fost ca o viziune. M-am trezit cu o groază de idei în minte. Și le-am pus pe hârtie. Hai să vi le citesc. Și am zis: uite, noi nu lucrăm de capul nostru aici, că Biserica Adventistă e o biserică organizată. Ce-ar fi dacă fiecare ar face de capul lui așa? Mă duc și vorbesc cu conferința. Și m-am dus la conferință și am spus președintelui: frate președinte, uite, asta e situația. Prin asta am trecut noi. Și astea sunt ideile. Și președintele a rămas așa mască, n-a mișcat deloc și zice: 33 de ani în urmă, când am intrat în pastorație, m-am rugat la fel și am avut aceleași idei. Și cum am zis la conferință, nu m-au lăsat, au zis că mă dă afară. Și am renunțat. De înainte, Domnul să te binecuvinteze, ai tot suportul meu. Dacă merge, o să fie un exemplu pentru toți. Dacă nu merge, după 6 luni de încercare sau un an, înapoi, la vechile obiceiuri. În ce au constat ideile acelea? Nu-i nimic împotriva Bibliei. Nu am schimbat sabatul, nu am schimbat zecimea să dăm 15%, cu toate care ar fi fost bine. Sisteme de organizare. Și vreau să vă dau exemplu. Am încercat să organizăm biserica pe premize diferite. Și anume, în loc să avem comitet de numiri ca să facem alegeri, cei din comitet s-au dus și au vizitat toți membrii și nu aveau prea mulți, că dacă veneau la biserică 20-30 de toți acolo, aia înseamnă 10-15 familii, imediat te-am vizitat. Și am făcut listă și ne-am dus la ei acasă și asta a fost hotărârea. Să-i întrebăm cu ce vor să-L slujească pe Dumnezeu. Fraților, în comunitatea noastră de aici înainte toți trebuie să lucrăm. Ce ai vrea, Matale, să faci pentru Dumnezeu? Și frate, asta a fost răspunsul. Eu nu pot să predic. Și am spus: frate, eu nu vreau să predici, Matale. Ce poți să faci? Nu înțelegeau că lucrarea se face în afară, nu înăuntru. Și probabil că nu erau dispuși să înțeleagă, pentru că e prea greu. E mai ușor să vii la biserică să petreci 4 ore, sau 6 sau 8. Frate, nu să predici. Ce poți face pe Dumnezeu în afară? Frate, nu știu să fac nimic. Frate, ce știi să faci? Păi serviciul meu este landscaping. Deci din ăștia care taie iarba, pun florile și așa mai departe. Landscaping. Ok. Deci asta știi să faci. Asta știu să fac. Ai putea să faci landscaping pentru Dumnezeu? Absolut, frate, cu plăcere. Cât? Ce? O oră, două pe săptămână? Ok. Am pus pe listă numere și am scris landscaping. Familia următoare. Ce poți să faci pentru noi? Acela răspuns. Nu pot să predic. Frate, ce nu te-a rugat să predici? Ce? Nu pot să fiu prezbiter. Nu te-a rugat nimeni să fii prezbiter. Nu pot să cânt. Nu cânta. Ce poți să faci? Și eu sunt nurse. Mă duc la spitale. Ok. Poți să lucrezi în spital pentru Dumnezeu o oră sau două pe săptămână? Da. Cu plăcere. Oamenii vor să lucreze. Oamenii vor să lucreze. N-au nicio problemă. Dar oamenii nu știu unde să lucreze. Nu-și cunosc darurile și nu știu cum să-și folosească darurile pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat daruri. Unul este gură, nu sunt toți predicatori. Unul este ochi, unul și corpul lui Hristos trebuie să lucreze ca să fie sănătos. În sfârșit, am găsit în biserică 17 ministries, 17 departamente. Între timp, unisem cele două biserici care erau divizate de zeci de ani, le aveam împreună acum.
Deci aveam și noi, veneau la adunare vreo 35-40 de oameni, erau mulți. După ce am vizitat pe toți, aveam 17 departamente. Fiecare departament avea 2, 3, 4, 5. Unele mai mult, altele mai puțin, în fiecare grupă. Erau atâția la computere, care se pricepeau la electronics. Computere sau un sistem, video, erau din ăștia buni la aparaturi. Alții cu muzica, alții cu spitalele, alții cu construcțiile, erau un grup de constructori, acolo vreo 3-4, erau un grup de mecanici auto și așa mai departe. Erau câțiva business people, care știau cu banii, cu managers și așa mai departe, se pricepau la domeniul ăsta. I-am pus fiecare să se întâlnească în grupul lui și să-și hotărască un chairman, un conducător, un cap, un lider. Ei și l-au ales, pe care au vrut ei, liderul. Au rămas un grup în biserică de câteva surori care nu vroia niciun grup să le ia. Și dacă ați auzit CD-ul, cred că știți despre ce vorbesc. Erau bârfitoarele bisericii, surorile care știau unde ai fost aseară și ce ai mâncat. Știau tot despre tine. Și nimeni nu le vrea prin împrejurime. Toată lumea știa că dânsele... Și frate, dar vrem și noi să lucrăm, mai ales când ai spus că în biserica asta nimeni n-are voie să fie leneș. Și nici n-am știut ce să le dau de lucru. Și zic, duceți-vă la grupa de rugăciune. Grupa de rugăciune, nu, că ele nu se roagă, vorbesc, nu le vrem la noi. Ce să le facem? Ce să le facem? Ne-am pus pe rugăciune, Dumnezeu ne-a descoperit. Comitetul de numiri. Le-am făcut, se numește Gift Assessment Group. Grupul care descoperă ce daruri ai. Că ele știau toată lumea mai bine decât oricine. Ele te cunosc mai bine decât te cunoști tu singur. Și le-am dat ținta aceasta. Să-i cunoască pe toți din biserică, să afle ce daruri au și să-i placeze într-unul dintre grupe. Și care cum se botează, au 3 luni să afle tot despre ei și să-i placeze într-unul dintre grupe. Și le-am spus așa, dacă din ce aflați e ceva rău și vorbiți, ați încurcat-o. În biserică la noi nu există bârfă. Și nu există. Niciodată n-am permis și n-am încurajat bârfa în biserica noastră. Dar dacă e ceva bun, imediat vorbiți cu ei, îi ajutați să-și dea seama că au un dar și vorbiți cu grupa unde aparțin și vorbiți cu noi. Și aveți un comitet de numiri, nu la 2 ani sau la 4 ani sau la 1 an, alegeri, ci la fiecare 3 luni. Vă întâlniți și analizați. Noi am pus pe fratele ăsta în grupa asta. Merge sau nu merge? Nu merge. Am crezut că are darul ăsta, dar de fapt n-are. Ok, cred că mai bine dânsul ar sluji acolo. Îl mutăm în grupa aia. Acum, familia asta, numai cine au vizitat, sunt noi. Au darurile astea, îi punem în grupa aia. Asta e treaba lor. La fiecare 3 luni se întâlnesc și plasează, aranjează grupele. Cât un conducător din fiecare grupă, sunt în total 17, i-am ordinat ca prezbiteri. Avem 17 prezbiteri într-o biserică de 40 de oameni. Acum, eu știu că dumneavoastră zâmbiți, dar câți membri avea Biserica lui Hristos? 12. Și toți erau prezbiteri. De acord cu mine? Dacă Dumnezeu te cheamă să fii ucenic, nu membru, înseamnă că ești ceva acolo, prezbiter, deacon, ai o responsabilitate, oricare ar fi aia. Și noi prin prezbiter înțelegem cineva înăuntru, aici e problema, care slujește înăuntru. În biserica noastră s-a schimbat. Prin prezbiter noi înțelegem cineva în afară care slujește unde? În afară. N-au nicio treabă cu programul dinăuntru. Unul singur din cei 17 este o grupă de worship. Grupa care sunt ăia buni cu organizarea programului înăuntru în biserică și sunt 3-4 și conducătorul lor, ăla e singurul prezbiter care are grijă de programul înăuntru. Toți ceilalți 16 se focalizează unde? Deci cât sunt înăuntru? 1. Și cât sunt în afară? S-a schimbat povestea în biserică. De acum încolo noi lucrăm în afară. Fiecare prezbiter reprezenta o grupă, la comitet în loc să ne întâlnim și să ne certăm ce culoare vopsim biserica nouă până la 12 și cum punem zidul de cărămidă sau de nu știu ce, de siding sau staco, în loc să ne certăm cu asta și să vină o soră care nu știe nimic de construcții să ne spună nouă ce ziduri să punem, nu mai e treaba comitetului. Grupa de construcții care știu construcții hotărăsc cum repară ferestrele sau ce culoare fac biserica. Problema bolnavilor nu mai e treaba noastră, grupa de medici și asistenți și nurse și așa mai departe au responsabilitatea asta și ei se ocupă de spitale. Grupa de muzică se ocupă de muzică. Grupa de... Mă înțelegeți cum este organizat? Grupa de business se ocupă de bani, de toate treburile astea. Fiecare grupă merge bine și biserica toată lucrează. Ne-am pomenit că lucrau toți
După aceea, mai mulți după aceea, avem 57 de oameni activi în biserică, 57 care lucrează într-o biserică unde lucrau cel mult 5, cam 4. Cred că e o schimbare de la 5 la 57. 57 care activ lucrează în fiecare săptămână pentru Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Grupa de construcții. Au venit, frate, dar noi ce să facem? Frate, sunt eu șeful grupei de construcții? Nu. Voi faceți ce faceți. Păi, frate, dar nu știm. Păi, care a fost punctul 1? Rugăciune. Rugați-vă. Da, dar nu știm ce să facem. Tocmai de aia, rugați-vă. Nu? Asta a fost hotărârea. S-au dus înapoi grupa de construcții, au hotărât când au ei ora lor de rugăciune, au început să se roage. După numai 3 zile, Harle, nu din 3, zice, știți care este treaba? Dumnezeu mi-a pus o idee în minte. Mergem la primărie și aflăm ce săraci din oraș ia amendă că nu-și repară casa și arată urât și n-au bani să-și repare casa. Și le repară în casa. Ok, s-au dus toți, au vorbit cu primăria, au luat o listă de nu știu câte case și au hotărât ca în fiecare săptămână să petreacă atât timp, mi se pare o jumătate de zi, să ajute un sărac, o casă. S-au dus la prima casă, bătut la ușă și uite, suntem aici să vă reparăm casa. Și ăla zice, nu, n-am bani să o repar. Deci știu eu cum sunteți voi cu free estimate, dați un preț și după aceea nu mai scap de voi. Ce nu, nu te costă nimic. Și ce vreți în schimb? Nu te costă nimic. E o lucrare misionară prin care vrem să ajutăm săraci. A rămas așa blocat. Ce, faceți voi asta pentru mine? Da. Și m-a ajutat și nu-mi luați niciun dolar. Nu. A rămas blocat. Ce, nici familia mea n-a făcut asta pentru mine. I-a invitat înăuntru, au reparat casa. Pe aceea ce, noi nu plecăm din nicio casă fără rugăciune. Pentru ce vrei să ne rugăm? Păi ce, uite, soția m-a lăsat, copilul ăsta e în droguri, copilul celălalt e bolnav și copilul celălalt e la soție. Și ok. S-au rugat pentru soție, pentru familie, pentru copii și au plecat. Săptămâna viitoare s-au dus din nou la el pentru că nu terminaseră. Când s-au dus din nou la el, ce, dar cine sunteți voi? Păi eu sunt Harlan, eu sunt Jack, eu sunt Jeff, eu sunt... Ce, nu. Ce organizație sunt, ce instituție? Păi aparține Biserica Adventistă ziua 7. Știți ceva? Nici nu mă interesează ce biserică este. Acolo vreau să vin. Aia e familia mea. Familia mea nu mă ajută. Aia e familia mea. Oamenii n-au atâta problemă cu sabatul, cum credem noi. Oamenii se uită după un loc unde sunt iubiți și acceptați. Se uită după un loc unde văd caracterul lui Iisus. Sabatul? Sunt dispus să-și dea și viața pentru Iisus dacă ajung să-L cunoască pe Iisus. Și pe Iisus nu poți să-L vadă decât prin noi. Prin viața noastră. Așa înțeleg ei cine-i Dumnezeu. Prin viața noastră. Nu prin teorii. Când va vedea lumea cum vă iubiți unii pe alții și cum îi iubiți pe ei, o să știe că sunteți copiii mei, spune Ioan 17. Sâmbăta următoare, le-am spus, nimic nu se petrece în grupele astea fără să dați raportul în fața bisericii. De ce? Pentru că sharing, să împărtășești experiența ta cu alții, le dă curaj altora să facă ce ai făcut tu. Și biserica toată devine un foc pentru Dumnezeu, devin entuziasmați și toți vor să lucreze după aceea. Și le-am spus, în loc să avem nu știu cât timp de, nu știu câte programe, le scurtăm toate. Scurtăm lecțiunea, scurtăm predica, scurtăm cântările, dar vă dau loc la fiecare dintre cele 17 grupe să împărtășiți cu biserica ce ați făcut voi săptămâna asta. A trecut prima grupă, au dat un raport, a trecut a doua. Când trece Harlan, zice, uite, asta și asta am făcut. Și ce prin Harul lui Dumnezeu, acea familie este în mijlocul nostru astăzi. S-au ridicat în picioare, nu pot să vă explic ce bucurie. Și oamenii ei aveau lacrimi în ochi. Aveau lacrimi în ochi. Fiecare grupă dintre cele 17 grupe este centrată în outreach, în lucrare în afară. Le-am spus, nimic din ce faceți nu trebuie să fie centrat pentru voi, ci totul în afară, să ajungă la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Imaginați-vă 17 grupe care lucrează în afară cu daruri diferite. Ce impact! Nu știa nimeni că sunt adventiști în zonă. Tot orașul vorbește de noi. Tot orașul vorbește de Biserica Adventistă. Absolut tot orașul. Am hotărât, în urma rugăciunii, avem o grupă de vorbitori. Sunt aia care se pricep să predice, se pricep să dea studii biblice, nu sunt mulți, dar sunt vreo 3-4. Și Shirley este șeful grupei. Și a venit la mine, ce să facem? Zic, rugați-vă. Eu nu știu, Dumnezeu vă dă planul, nu eu, nu pastorul. S-au rugat? Și frate, noi înțelegem că trebuie să răspândim Evanghelia peste tot. Deci trebuie să ținem evangelizare peste tot. Nu numai în biserică. Și noi am hotărât să ținem evangelizare
într-o zonă de la vreo 30 de mile vest de biserica noastră. Ok. Cum facem? Păi ce noi ne-am rugat și uite, noi facem așa, 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 așa. Au hotărât, au delegat două familii din biserică să meargă acolo să lucreze, au organizat, au închiriat o sală, au ținut evangelizare, cum cunoașteți, evangelizare tradițională obișnuită, s-au botezat câteva persoane, nu multe, nu mai amintesc, două sau trei, și apoi s-au dus și au dat studii biblice, cel mai mult au dat casete video cu Doug Bachelor, casete video la oameni, și s-au botezat încă vreo 5, încă vreo 2, asta a fost acum 4 ani, acum avem o comunitate de 35 de membri acolo. 35, o comunitate nouă. După aceea au făcut planul să meargă în Whitewater, care era la 16 mile spre est, dar nu s-au rugat. Deci au zis, a mers, hai să mai facem încă o dată. Și nu s-au rugat. Și acum mergem în Whitewater. Au ținut evangelizare, n-a venit nimeni, nu s-a botezat nimeni. Au venit la mine, frate, pastor, nu merge. Zic, cât timp ați petrecut în rugăciune? Păi ce, de data asta nu ne-am rugat. Ok? La rugăciune. S-au rugat și Dumnezeu nu-i inspira să țină evangelizarea în altă parte. Și a zis, frate, nu avem niciun fel de inspirație. Și la un moment dat, unul din grup zice, probabil că Dumnezeu nu vrea să depunem în altă parte, ci mai bine să depunem puțin efort aici, în biserica noastră. Zic, ok, dacă asta va inspira Dumnezeu, asta facem. Am ținut evangelizare la noi în Janesville și în loc să trimitem broșuri, au venit ei cu ideea să trimitem Calea către Hristos și pe copertă să fie programul de evangelizare. Am tipărit Calea către Hristos sub formă de magazin, pe copertă am pus programul de evangelizare și am trimis-o în tot orașul. Ne-au venit 36 de oameni, atât, n-au venit prea mulți, s-au botezat 21. Prima dată în istoria districtului când au avut atâtea botezuri în adunarea respectivă. Acum să vedeți cum le-a răspuns Dumnezeu. Aici e răspunsul, nu că s-au botezat 21. Înainte de a ține evangelizarea, s-au rugat și au zis, Doamne, noi vrem să răspândim lucrarea și lumina în afară. Și nu avem nicio inspirație unde să ne ducem, în ce localitate. Nu ne-ai spus nimic. Așa că noi, ca să nu stăm degeaba, lucrăm înăuntru. Înainte de a se ruga, înainte de a face evangelizare, s-au rugat o singură săptămână în fiecare dimineață la ora 5, împreună. Tot grupul de evangelizare. O săptămână. Înainte de evangelizare, au avut o zi, o joie, în care au început miercuri seara la 7 cu o oră de rugăciune și apoi până joi seara la 7 s-au rugat continuu un lanț de rugăciune. La adunare, de la 7 la 8 au fost 2, de la 8 la 9 au fost 2, de la 9 la 10 alți 2, de la 10 la 11 și așa mai departe. 24 de ore. S-au rugat tot timpul. Vineri am început evangelizarea. Înainte mai ținuseră ei mai de multe evangelizări, fără rugăciune nu se botezase nimeni. S-au botezat 21. Dar minunea mare, și asta e o minune extraordinară, dar minunea mare a fost alta. S-a botezat un polițai care în urmă cu 20 de ani fusese tăiat cu cuțitul de niște tineri pe care i-a prins cu droguri. I-a prins cu droguri, când i-a scos afară din mașină, unul l-a tăiat în spate și încă o dată și încă o dată de 12 ori. I-a tăiat artera, i-a tăiat plămânul, i-a tăiat, l-a lăsat aproape mort în sânge. L-a găsit cineva acolo, l-a dus la spital, au crezut că e mort, l-a adus la viață, dar a rămas paralizat, fără speranță. 6 luni în pat, s-a rugat tot timpul, dacă Dumnezeu vrea să-i salveze viața, se hotărăște să-L urmeze pe Dumnezeu toată viața lui. După 6 luni a început să miște mâna, piciorul și a revenit. A început să se uite după biserica adevărată. S-a dus într-un loc și ne povestește Ed, că așa îl cheamă, că s-a rugat, Doamne, mi-ai scăpat viața. Vreau să te caut pe tine. Nu-mi trebuie să mă duc la o biserică care nu are adevărul. Vreau să te găsesc pe tine. Ajută-mă! Și a găsit într-un loc unde se vând vechituri niște cărți de Ellen White. Și le-a cumpărat. Că erau cărți religioase. Citind în ele, a învățat despre sabat. Și a început să țină sabatul. S-a dus la biserica luterană și zice, ăștia nu țin sabatul, ăștia nu sunt biserica adevărată. S-a dus la biserica metodistă, ăștia nu țin sabatul, ăștia nu sunt biserica. S-a dus la 7 biserici diferite în decurs de 5 ani și le-a lăsat pe toate 7. Și ce dacă tot nu ține nimeni sabatul, ăștia săracii nu cunosc Biblia. Așa că fac eu o biserică. Și în Albany, nu în Whitewater, unde planificaseră ei de capul lor, fără planul lui Dumnezeu să facă o biserică, în Whitewater, fără să știm noi, un neadventist deja clădise o biserică pe banii lui. Deci din cheltuiala lui a clădit o biserică în curtea lui. A făcut-o frumos, mare,
I-a luat vreo 2-3 ani să o clădească, cu camere de școală de sabat, cum citise în Ellen White, cu camere de copii, cu camere de comitet, a clădit o biserică. Și apoi a vorbit în orășelul ăla, în Albanii, care n-are decât 1020 de oameni, e un sătuleț. Deci, uite, care sunteți nemulțumiți cu biserica voastră, veniți aici, că aici învățăm din Biblie. Ce biserică asta? Nu are nume. Cine-i pastorul? Nu are pastor. Deci aici învățăm din Biblie și după cărțile astea. Între timp a primit Steps to Christ. Și când a văzut, cine e autorul? Ellen White. Și cărțile astea de la unde? Ellen White. Gata, mă duc. A venit la evanghelizare la noi. Voi ține sâmbăta, ține sâmbăta. Asta e biserica. Între cei 21 a fost el și soția. Ce, frate? Trebuie neapărat să ține și la noi evanghelizare. În Albanii. În biserica mea. Ne-am dus în Albanii, am ținut evanghelizare acum 3 săptămâni, am terminat săptămâna trecută. E un sătuleț micuț. Nici n-ai pe cine să aduci, că sunt toți o mână de oameni. Au venit 7, s-au botezat 5. Și cu Sonia și cu Ed sunt în total 7. Care se întâlnesc în bisericuța aia. Și i-am botezat săptămâna trecută, am clădit un bazin de botez, că n-avea, și era în bazinul de botez. Unul dintre ei, Mike, un băiat așa înalt, a început să plânge, frate, pot să spun câteva cuvinte, sigur. A început să plângă, zice, de ce am așteptat atât de mult să-L cunosc pe Iisus? De ce am așteptat atât de mult? Ce înțeleg că în biserica asta cine intră este ucenic, trebuie să lucreze. Și cam atâția prieteni în afară care trebuie să fie salvați, de-abia aștept să le spun. Oamenii ăștia 7 nu sunt ca noi, toți prietenii sunt în biserică. Ăștia, toți prietenii lor și familia lor e în afară. Deci ăștia o și aducă familiile, ce credeți? Și le-am spus, toată evanghelizarea a fost bazată pe rugăciune. Le-am spus, fiți atenți, nimeni nu o să reușiți decât dacă vă rugați. Acum vreau să vă ajut să vedeți comparația a te duce și a lucra unde crezi tu că lucrezi pentru Dumnezeu sau a te ruga și aduce Dumnezeu la tine cum a adus animalele în corabia lui Noe. Știam noi ceva de Ed și de Sonia și de Albanii? N-aveam habar. Dar pentru faptul că s-au rugat o săptămână, Dumnezeu i-a pus în legătură cu un om pe care Dumnezeu începuse să lucreze cu el de 20 de ani în urmă și care știa de sabat și clădise deja o biserică. Și noi n-aveam bani și așa să clădim o biserică. Am luat-o gata făcută. Așa e cu Dumnezeu, când n-ai bani, îți dă el gata făcut tot. Celor prea iubiți le dă pâinea ca în somn. Nu-i așa? Fraților, în momentul în care te rogi și primești planul de la Dumnezeu, nu planul tău, și ești dispus să lucrezi în afară, și ești dispus să accepți lucruri noi, Dumnezeu te conduce. Și să nu te rogi, că dacă te rogi, Dumnezeu s-ar putea să-ți răspunde și ai să vezi cât de multe de lucru. Atunci ține-te la lucru, frate, că e de lucru grămadă. Că secerișul e larg și lucrătorii sunt foarte puțini. Secerișul e fantastic de mare. Lucrarea asta ar putea fi încheiată urgent. Dacă noi, ca creștini, am avea o viață, deci urgența, nevoia, este o viață personală de rugăciune și de devoțiune totală. Pot să vă mai dau un exemplu, pot să vă dau multe exemple, nu unul, multe exemple, multe. Adică se întâmplă minuni în fiecare săptămână, în fiecare săptămână. Vreau să vă spun că biserica aceasta care e organizată pe premize diferite, nu avem comitet de alegeri, la câți ani faceți dumneavoastră alegeri aici? La un an. Noi facem la fiecare 3 luni. Și nu e nimeni să zici că ăsta rămâne prezbiter, ăsta rămâne diacon. Că fiecare are alt dar. Al care-i cu muzica, cântă și se ocupă de muzică. Al care-i cu... Mă înțelegeți? Sunt daruri diferite. Ochiul e ochi, gura e gură, nasul e nas, așa mai departe, piciorul e picior. Nu există competiție în biserică, nu există nimic de genul ăsta. Cei din Delavan râdeau și spuneau, acolo e un haos, frate, și vreau să vă spun că a fost haos. Pentru că sistemul vechi îl știm foarte bine, dar sistemul nou nu-l știam, că nu l-a aplicat nimeni. Și până să-l descoperim cum să-l facem, un an de zile ne-am chinuit de n-am știut de noi. Am ieșit din Egipt să mergem spre Canaan și am rămas în pustie, că nu știam ce să facem. Adică e o perioadă de tranziție în care este un haos. Adică ne rugam și nu știam, păi frate, acum ce facem? Cei din biserica din Delavan, zice, o să aleagă praful de voi, e un haos acolo. Nu mai e organizat, nu se știe cine e prezbiter, nu se știe cine e diacon, nu se știe nimic la voi. A fost un haos un an. Dar după un an, pentru că oamenii erau responsabili de departamentul respectiv, era departamentul lor. Nu e ce le spune pastorul să facă.
Oamenii au investit timp și rugăciune și muncă și acum pentru ei conta să aibă succes în lucrarea aia, pentru că puseseră tot timpul acolo. Să vedeți care a fost faza următoare. În comunitatea din Delavan, au râs la început. După vreun an, când au văzut ce se întâmplă în Gainesville și câte botezuri avem și cum plantăm biserici, au zis, frate pastor, am vrea și noi așa ceva în biserica noastră. Deci hai să ne organizăm și noi la fel. Și a zis, v-ați rugat? Noi am rugat. Nu facem nimic atunci. La rugăciune. Zic, când vreți să vă rugați? Păi, la 5:30, n-am înțeles așa. Au schimbat-o puțin, au îndulcit-o, nu mai era la 5, era la 5:30. Ce, la 5:30 dimineața? Zic, ok, la 5:30 dimineața. Dar n-au venit la biserică. Zice, dar noi ne rugăm acasă, pentru că locuiesc toți la depărtare. Numai vreo 3-4 sunt în Delavan. Unii sunt în Elkhorn, unii sunt în Lake Geneva și așa mai departe. Și ne rugăm acasă la 5:30. Ok, fraților, Dumnezeu primește rugăciunea așa. Marțea ne întâlnim la biserică, ok? Marțea ne întâlnim la biserică. Ne rugăm 2 ore fără să vorbim nimic. Gata, așa facem. Ne-am rugat așa, și după un timp de rugăciune, nu mai mi-amintesc cât de lung, acea soră de care v-am spus dimineață, că nu prea poate să fie tăcut așa pentru perioada prea lungă, zice, frate, am experimentat prima dată în viața mea ce înseamnă să fii tăcut la rugăciune. Și zice, după câteva săptămâni de rugăciune, mi-a pus Dumnezeu în minte niște idei. Și zice, uite, eu cred că Dumnezeu, pentru că astea nu sunt ideile mele, am o pace cum n-am avut înainte, toate merg bine. Cred că Dumnezeu vrea să nu facem la fel ca în Gainesville, să organizăm biserica pe un sistem nou. Și cred că Dumnezeu vrea să pornim un community center, un centru pentru săracii din zonă. Eu personal n-am avut încredere în dânsa, spre rușinea mea. Pentru că știam că dânsa are așa o gură puțin mai mare și pentru că nu mi-a dat Dumnezeu și mie viziunea ca pastor. Dar dânsa, frate, i-am zis, sora, du-te și mai roagă-te. Frate, n-ai spus mă tare să mă rog, uite, asta mi-a spus Dumnezeu. Și m-am gândit, dacă totuși e de la Dumnezeu, hai să vorbim cu comitetul. Eu n-am crezut-o, comitetul a fost împotrivă. Săraca femeie, ce să facă? Dar ea a înțeles. Te duci și te rogi înapoi, te rogi în continuare. S-a pus pe rugăciune, mai tare. S-a pus pe rugăciune, a venit Doamne, frate, pastor, mă tare m-ai pus să mă rog, mă tare să mă ajuți. Ok, ce vrei să facem? Păi, să pornim community center. Ia și cu mine, să pornim community center. Fără bani, fără nimic? Ce da? Ok. Am început să mergem din casă în casă, prin Delavan, din business în business, să căutăm un loc să pornim community center. Ori erau prea mari și prea scumpe, ori erau prea mici și nu era loc, ori erau prea dărâmate și nu aveam bani să le reparăm. 11 luni, răbdarea sfinților, fraților. 11 luni. Odată pe săptămână ne întâlneam și ne duceam prin oraș să ne uităm după locuință. 11 luni. Eu mă descurajasem, mă săturasem să mă sune sora, m-am și altceva de făcut. Dânsa zice, nu, e viziune de la Dumnezeu. De câte ori mă rog, tot ideea asta mă pune în minte, Dumnezeu are ceva pentru mine. Încă n-am ajuns acolo, Dumnezeu are ceva pentru mine. Sora avea dreptate, numai că nu ajunsese acolo. Nu venise timpul. După 11 luni, dintr-un loc pe unde trecuse dânsa, o sună cineva și spune, noi am dat faliment și clădirea e liberă. Pot să vin apoi. O cămăruță mică, o cămăruță, un butic, un storm, un magazin micuț de tot, mic de tot. Cât costă chiria? Pentru că era în downtown, era foarte scump. Chiria zice că e 2200 pe lună. Nici dânsa n-avea 2200, nici eu n-aveam și nici biserica n-avea și nici nu dădea. Sora a înțeles lecția. O persoană s-a dus înapoi și s-a rugat. După ce a povestit soțului dânsei că s-a dus înapoi și s-a rugat și că Dumnezeu i-a dat o clădire, o cămăruță, cumva soțul a fost impresionat, s-a trezit dimineața. Între timp, și nu am uitat să vă spun, soțul a avut un heart attack. L-au dus la spital cu elicopterul, aproape mort, și a revenit și dânsul, a început și dânsul să se roage. Și între timp a început să simtă că așa cumva e rușine ca dânsul să nu se implice în lucrarea asta când soția se implică atât de mult. Și soțul a zis, uite, am început să mă rog și Dumnezeu m-a impresionat și pe mine că ce faci tu e bine. Și acum am început să mă rog ca Dumnezeu să ne dea banii. S-a întâlnit cu cineva de la primărie pe care îi cunoșteau, unde fuseseră să ceară cameră. Și cel de la primărie a zis, cameră nu am să vă dau, pe ce cameră am găsit, dar am altceva. Este o proprietate la Lake Geneva, care
Tinerii care s-au căsătorit au avut-o, au divorțat și n-au luat-o și n-au plătit taxele. Și au de plătit la taxe 27 de dolari. Cât? 27. Nu înțeleg cum poate să fie atât de ieftin o proprietate. Probabil că au plătit și trebuia să mai plătească încă 27, nu știu detaliile, dar erau în minus cu 27 de dolari. Și unul s-a mutat în Arkansas și unul s-a mutat în Arizona. Și n-a plătit nimeni. Și proprietatea a rămas statului. Și zice, dacă plătiți voi, vi-o dăm vouă. Dar nouă nu ne trebuia proprietate, nouă ne trebuia bani. Am luat proprietatea, am plătit 27 de dolari, am vândut proprietatea imediat, am luat 25.000 de dolari pe ea. Bani. Am plătit chiria, după ce am plătit chiria, vreau să cumpărăm mobilă. A dat faliment Kmart-ul din Delavan și ne-au dat telefon. V-ați plimbat din ușă în ușă pe la toate magazinele cerând ajutor. Că am fost din ușă în ușă, 11 luni de zile, acum ne știau toți că cerem ajutor. Deci noi am dat faliment și vă dăm toate rafturile pe degeaba. Ne-am dus la Kmart cu un ven din ăla lung, un Chevy din ăla lung și l-am umplut cu rafturi pe degeaba de vreo 5-6 ori și am umplut magazinele lui amic cu rafturi. Am vorbit cu membrii din biserică, au adus toți haine, mobilă ce nu foloseau, am umplut rafturile și am anunțat în oraș că ajutăm săraci. Nu le-am dat degeaba, le-am dat pe câte 50 de cenți, un dolar, că veneau ăștia de la Goodwill sau Second Hand și luau degeaba de la noi ca să vândă ei pe 5 dolari. Așa că a trebuit să vină și noi pe 50 de cenți. Și vreau să vă spun, fraților, că în mai puțin de 3 luni ne trimite primăria, au început să ne trimită oameni de la pușcărie care ies să le dăm studii biblice, oameni în nevoie care se duc după ajutor să le dăm ajutor și așa mai departe. A venit Biserica Presbiteriană și am auzit că voi ajutați în oraș. Ce vrem și noi să fim parte din binecuvântarea asta, primiți și de la noi donații, sigur. După aceea a venit Biserica Catolică, după aceea au început 5 biserici diferite de Biserica Adventistă, dau donații la Community Center Adventist. Tot orășelul și orășelul vecin, toți vin după ajutoare, toți săraci. Pe newspaper, luni de zile, în fiecare lună, era biserica noastră pusă pe prima copertă. Biserica Adventistă de ziua 7 ajută săracii. Biserica Adventistă face asta, face asta. Nu știa nimeni de noi înainte, acum toată lumea știe de noi în Delavan. Și nu e la fel ca în Janesville, o organizare diferită, ci un community center. Dumnezeu le-a dat un plan diferit, în conformitate cu nevoia de acolo. Am crescut atât de mult că aveam donații în parcare, în spatele magazinului, că nu mai aveam loc înăuntru. Și începuse să plouă pe ele. A venit la mine, pastore, nu mai avem loc. Zic, de ce veniți la mine? V-am dat eu clădirea. Duceți-vă la rugăciune. Am scăpat și eu cu ocazia asta. S-au dus la rugăciune și în timp ce se rugau, avea oră de rugăciune marți seară. Le dă telefon proprietarul magazinului vecin din dreapta. Zice, uite, eu aproape că dau faliment, nu mai am nicio vânzare, stau degeaba, jumate din magazin e gol. Știți ceva? Toate lucrurile ale voastre sunt în ploaie. Eu m-am mutat în jumătate din față, vă dau jumătate din spate să faceți depozit ca să nu mai le țineți în ploaie. Și cât ne costă? Nu vă costă nimic. Am depozitat lucrurile în magazinul lui în spate, după 3 luni vine la noi și zice, de când v-am dat vouă jumate degeaba, în jumătatea din față m-a binecuvântat Dumnezeu, cum niciodată în istoria buticului meu, când n-am făcut niciodată în tot magazinul. Zice, m-a binecuvântat Dumnezeu. A aflat magazinul din stânga că magazinul din dreapta a fost binecuvântat și a zis, vreau și eu să fiu binecuvântat, vă dau și eu jumate din magazin să mă binecuvinteze și pe mine Dumnezeu. Acum avem 3 magazine și nu mai avem loc, acum ne uităm după o clădire mai mare. Așa de bine merge acolo că au trimis când a fost Katrina 4 săptămâni la rând, în fiecare săptămână 400 de boxe, un 18-wheeler, un trac din ăla lung cu ajutoare numai de la magazinelul nostru. Trimit ajutor la școala adventistă, trimit ajutor la academia adventistă, trimit ajutor la nu știu câte alte școli, plătesc chirie la săraci care nu au bani să plătească chiria și au deschis încă un store în Janesville, avem 2 și acum suntem pe care să deschidem pe al 3-lea. Tot pornit de la viziunea unei singure femei pe care nimeni n-a luat-o în serios. Fraților, Dumnezeu are planuri care nu le-ați visat niciodată. Și Dumnezeu, când vă rugați cu sinceritate și timp îndelungat ca Dumnezeu să poată să pregătească calea pentru împlinirea planurilor respective, cu răbdare, ca femeia care s-a dus la judecător, Dumnezeu le împlinește. Dumnezeu este un Dumnezeu mare, pe care noi nu-L experimentăm, pentru că noi ne ducem cu rugăciuni mici și cu planuri personale. Dumnezeu are planuri mari, are planuri imense. Trebuie să fim deschiși la planurile. Dacă Dumnezeu ce organizează biserica așa, nu neapărat că este pentru noastră, probabil că nu este pentru dumneavoastră. Dumnezeu are un plan pe care eu nu-L știu.
O altă biserică a făcut la fel și s-au strâns împreună și nu se înțelegeau bătrânii cu tinerii. Tinerii vreau biserica organizată așa, cu muzica așa, cu bătrânii vreau altfel, cu altfel de muzică. S-au rugat, a zis, trebuie să fie pace între tine și bătrâni, așa spune în Maleahi. Și după rugăciune, au zis, uite, facem două servicii divine. Unul de la 9, care este tradițional, și unul de la 12, care este pentru tineri. Le-a dat Dumnezeu altă viziune. Și pot să vă dau exemple și exemple. În serviciu de tineri, nu au muzică nebună, dar nu au așa bănci. În serviciu de tineri, au mese rotunde și stau în cercuri și pastorul, în loc să le țină toată predica, le dă subiectul predicii. De exemplu, cum poate un Dumnezeu bun, puternic, să accepte răul? Sunt atâtea crime, atâta terorism, dacă e bun și dacă are putere, de ce nu oprește? Ori nu are putere, ori nu e bun. Și pastorul zice, ăsta e subiectul predicii. Vreau să vă gândiți, să aduceți din viața voastră sau din Biblie idei. Și le dă 15 minute și ei discută, asta e predica. Și apoi spun, grupa asta, am venit cu ideea asta, grupa asta cu ei. Și apoi pastorul, în încă o jumătate de oră, zice, uite, asta am găsit eu din Biblie. Și apoi se roagă toți, multe rugăciuni, cântă 10-20 de cântări, cântă foarte multe cântări și pleacă acasă. Așa sunt tinerii, dacă vrei tu să-i înveți, nu primesc. Dacă îi lași și pe ei să participe, să fie dialog, se simt bine că vine și de la ei și primesc. Și sunt fericiți. Și acolo unde erau într-o biserică americană, 2-3 tineri, acum sunt câteva sute. Numai pentru că biserica a fost dispusă să-i lase să organizeze scaunele puțin diferit. N-au schimbat sabatul, n-au schimbat nimic. Doar că au pus scaunele și niște mese puțin diferite în adunare. Atât. E o schimbare la care nu m-aș fi gândit niciodată. S-au rugat și Dumnezeu le-a dat ideea. Ce ați alege? Să vă pierdeți copiii? Sau să puneți niște mese în biserică, să-i lăsați să vină și ei cu idei la subiectul respectiv? Și să aveți copii în biserică. Ce ați alege? Pentru mine? Nici nu trebuie să mă gândesc mult. A fi în stare să pun în biserică nu știu câte mese, numai să știu că copiii mei vor fi salvați. Nu simt deloc că am pierdut sabatul. Nu este una dintre cele 10 porunci. De asta v-am zis, sunteți deschiși la planul lui Dumnezeu? În momentul în care nu vă rugați, a, nu se poate, noi nu facem așa ceva în biserica noastră. Dar când te duci și te rogi cu sinceritate, Doamne, din inimă vreau să înțeleg ce vrei Tu aici. Și știi că Dumnezeu ți-a dat planul? Nu te duci împotriva lui Dumnezeu, ca Iona. Aș vrea, înainte de a merge mai departe, să vă întreb, aveți întrebări? Și să nu vă fie frică să puneți întrebări, că dacă, vă spun sincer, dacă nu știu sau dacă nu-mi convine întrebarea, vă răspund direct, nu știu sau că nu-mi convine întrebarea și gata. Sunt întrebări? Una a fost aici, așa apoi acolo, vă rog. Mă numesc Ilie Ion și vreau să vă întreb care este diferența între rugăciunea de dimineață și cea de seară. De ce alegeți mai mult rugăciunea de dimineață, la 5 sau 6 sau cele de dimineață? Mulțumesc, este o întrebare foarte bună. Rugăciunea este bună tot timpul, nu numai dimineața și seara, dar Iisus, exemplul nostru, se trezea de vreme de dimineață, când era încă negură, să se roage. În experiența mea personală, am învățat că dacă încerc să mă rog în timpul zilei, nu mă lasă telefonul sau copiii sau soția sau altcineva. Dacă încerc să mă rog seara, nu mă lasă oboseala, sunt dărâmat, mintea mea nu mai e întreagă, cad, adorm în timpul rugăciunii, de aceea prefer să sacrific din somn, să mă trezesc înaintea celorlalți din casă, să fiu sigur că nu mă deranjează nimeni și când mintea e fresh, să-i dau lui Dumnezeu prima oră din ziua mea. Asta este răspunsul meu. Mulțumesc. Altă întrebare. Am experimentat mult, dar n-am ajuns idealul cel mai înalt. Am succes în afară și mă lupt pentru cei din familie, deși toți lucrăm pentru Dumnezeu. Întrebarea mea este acum, înainte de a pleca dumneavoastră, să facem o hotărâre cu toții de dimineață. Câți din noi ne angajăm pe grupe să încercăm același fel de rugăciune, înainte de a porni lucrarea care noi avem în față pentru a televiza întreaga America pentru poporul român? Am vrea să deschidem lucrarea aceasta. O să vă spun cu iubire și cu respect și cu umilință și vă rog din inimă să nu vă supărați pe mine. Deci vă rog, o pun cu respect, cu tot respectul. Cu toate că este o întrebare bună și o hotărâre bună, ca toți să iau o hotărâre, nu se va întâmpla niciodată. Toți, 100%. De aceea lucrarea de rugăciune este o lucrare individuală, în care în loc să aștept după biserică, deși un ideal e de dorit
ca toți să se roage. Așa am zis eu în predică, dacă s-ar ruga toți, imaginați-vă ce s-ar întâmpla aici, s-ar cutremura locul de prezența Duhului Sfânt și de minuni. Deși e un ideal bun, nu se întâmplă până nu o persoană, dumneavoastră și dumneavoastră și noastră, începe să roage serios singuri. Și atunci când faceți noastră asta, începe și soțul sau soția, mai începe și celălalt, mai începe și încet, încet, încep tot mai mulți. Dar toți probabil că nu se va realiza niciodată. Deci în loc să așteptați după altcineva, nimeni nu te poate schimba, soț, soție, pastor. Trebuie tu personal să începi asta. Și înaintea lui Dumnezeu nu va fi nicio scuză, că nu m-am rugat, că biserica nu s-a rugat. Pentru că Dumnezeu te-a chemat pe tine. Deci asta e răspunsul care, probabil că nu este cel mai bun, dar e răspunsul care l-aș da eu. Așa este. Așa este. Dar vedeți, așa mi-au spus mie membrii din biserica mea când le-am spus că schimbarea o să dureze 4 ani jumate. Le-am spus, frate, lucrarea e urgentă. Și fraților, la noastră lucrare urgentă de 70 și ceva de ani și nu s-a schimbat nimic. Și n-ar fi exclus să vină și n-ar fi rău să vină. Dar ideea este, asta nu e treaba mea, asta e treaba, hotărârea dumneavoastră, ce face și cum face. Asta e hotărârea dumneavoastră. Ideea este că e mai bine să pornim acum decât niciodată, pentru că dacă nu pornim acum, peste 4 ani jumate o să fim tot aici, sau mai jos. Dar dacă eu personal pornesc acum, Dumnezeu poate să mă folosească pe mine pentru alții. Mai sunt alte întrebări? Domnul Hristos se scula dimineață și se ruga. Se ruga singur. De ce nu se pot ruga fiecare acasă când sunt singur și trebuie să întrească la adunare? Aceasta e întrebarea. Este o întrebare foarte bună. Este o întrebare nemaipomenită. Care și de multe ori m-am frământat gândindu-mă la ea. Rugăciunea are două compartimente. Este rugăciunea personală și rugăciunea în grup. Rugăciunea în grup nu înlocuiește rugăciunea personală. Niciodată. Și nu merge invers, întâi în grup și apoi personal. Rugăciunea personală trebuie să aibă loc acasă, așa cum ați dumneavoastră, singur. Dar faza a doua urmează vrând nevrând. În momentul în care noi ne rugăm singuri, sincer, imediat, vrând nevrând, creștem la nivelul următor de maturitate spirituală în care începem să ne rugăm în grupuri. De ce Dumnezeu știe, de ce spune că rugăciunea multora are putere? E putere în rugăciune. Și că unde sunt 2 sau 3? Dumnezeu știe de ce. Ideea este, probabil se clădesc unul pe altul, probabil că îi unește Dumnezeu în anumite proiecte, nu știu exact răspunsul. Dar ideea este că după rugăciune personală, care este prima, totdeauna Dumnezeu îi pune în grupuri. Probabil în grupuri care se potrivesc, probabil că grupul acela se potrivește acolo și grupul acela, dar Dumnezeu îi pune în grupuri și le dă proiecte în grupuri. Și eu cred că în înțelepciunea Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea ca să acționăm singuri în nimic. Un om singur este expus ori la mândrie, ori la greșeli, ori la descurajări. Pe când dacă suntem în grupuri, ne putem încuraja unul pe altul și ruga unul pentru altul. Mă înțelegeți? Deci cam asta cred eu. Probabil că dumneavoastră aveți răspunsuri mai bune și Dumnezeu vă dă răspunsuri. Dar esența este rugăciunea personală și rugăciunea personală are altfel de idei decât ideile care le înțelegem noi prin rugăciune. De exemplu, de obicei după rugăciune noi ne ridicăm și plecăm în loc să medităm. De obicei la rugăciune vorbim. Deși știm toți că trebuie să fie un dialog, în viața aproape nimănui rugăciunea nu e un dialog. Deci noi nu așteptăm să tăcem, să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, pentru că durează timp. Durează timp, o să dureze zile întregi până o să începe să auzi glasul Dumnezeu. Al treilea punct, la rugăciune, noi ne focalizăm pe probleme în loc să ne focalizăm pe Iisus. Adică, dacă eu am o problemă cu nervii, sau cu tutunul, sau cu băutura, sau cu ceva, cu sinceritate zic, Doamne, ajută-mă să nu mai enervez, Doamne, ajută-mă. În timp ce eu mă rog, ce este în mintea mea? Nervii? Unde sunt ochii mei? Pe nervi? Deci toată focalizarea mea este pe păcat, pe problemă. Satana vrea să te ocupi cu problema și cu cât te rogi mai tare pentru ea, cu atât mai tare te duci în jos. În rugăciune trebuie ca Petru să ne focalizăm nu pe problemă, aia o știm și noi și Dumnezeu cu avem. Trebuie să ne focalizăm pe Hristos, să ne mutăm ochii de la problemă, să-L facem pe El căpetenia, nu ochii în jos. Am învățat treaba asta la rugăciune, în loc să mă uit la problemă, că băiatul meu a făcut ceva, că mă enervez cu el, în loc să mă uit la asta, Doamne, Tu știi problema mea. Acum vreau să petrec timpul să mă focalizez pe Tine, pe desăvârșirea Ta.
Și rugăciunea mea o petrec în relație cu Dumnezeu, focalizându-mă pe Iisus ca soluție, nu pe păcat ca problemă sau pe nevoie ca problemă. Vreau să vă spun că în momentul în care am învățat secretul ăsta al rugăciunii, problemele au dispărut de la sine, fără să mă lupt eu cu ele în rugăciune. Efectiv, vă rog să experimentați, efectiv au dispărut de la sine. Al patrulea lucru care l-am învățat în rugăciune, rugăciunea trebuie să fie focalizată pe onoarea lui Dumnezeu, nu pe nevoia noastră. De exemplu, Moise se duce la rugăciune și în loc să zică: Doamne, te rog, sunt poporul tău, te rog frumos, iartă și scapă, nu-ți pare rău de ei, moară în pustie, nemântuiți, așa. Nu. Moise zice: ei merită să moară, dar gândește-te la onoarea numelui tău. Ce o să zică națiunile despre tine, că ai promis că ai scos și nu ai scos? Unde este onoarea ta? Unde e gloria ta? Ei nu merită, dar fă-o pentru numele tău. Deci Moise, în loc să se focalizeze pe nevoia umană, se focalizează pe gloria lui Dumnezeu. Am învățat în rugăciune, când mă rog, să zic: Doamne, indiferent care e nevoia mea, te rog din suflet să împlinești în mine numai ce te pune pe tine în centru, nu pe mine, și ce este pentru gloria ta. Atât. Ce nu e pentru gloria ta, nu-mi trebuie. De exemplu, mă duc la amvon și predic. Înainte mă rugam Dumnezeu să mă ajute să țin o predică bună. Nici nu-mi trece prin minte, nici nu-mi pasă ce zic oamenii de mine. Rugăciunea mea sinceră este ca atunci când vorbesc, Dumnezeu să mă poată folosi pentru orice vrea El, pentru orice este folositor pentru El, indiferent ce zice lumea de mine. În orice, conduc mașina și mă duc să am un proiect pentru biserică. Ținta mea nu mai este proiectul sau nevoia. Mă duc să vizitez pe cineva în spital. Ținta mea nu mai este bolnavul, deși îmi pasă, că altfel nu m-aș duce. Ci te rog ca în drumul ăsta să mă folosești încât tot ce este să-ți aducă ție onoare, bucurie, să împlinească planul specific care l-ai tu acolo. Deci rugăciunea, vă amintiți cele patru puncte? Care erau acelea? Chiar dacă nu le spuneți în ordine, unu, care ar fi? În rugăciune nu trebuie să fie numai monolog, ci să aștepți în meditație să auzi vocea lui Dumnezeu. Altul. Mai tare. În rugăciune ne focalizăm, deci în rugăciune, celelalte sunt cele trei puncte care vorbeam de schimbarea în biserică. Acum vorbim numai de rugăciune, le-am cam amestecat puțin, dar vorbim numai de rugăciune. În rugăciune, primul, aștepți în prezența lui Dumnezeu în tăcere să-ți vorbească și El ție, nu te ridici și pleci. Al doilea, nu te focalizezi pe păcat sau pe nevoie, ci pui ochii pe Hristos, pe caracterul lui, să înțelegi cum e Dumnezeu. Și al treilea, care era al treilea, vă amintiți? Ăla era la biserică. La rugăciune este altul, dar e bun ăla pentru biserică. La rugăciune era următorul. Când mă rog, las sau mă rog ca tot ce se întâmplă, în loc să fie pentru nevoia oamenilor, să fie pentru slava lui Dumnezeu. Dar asta nu e seminar de rugăciune. Mă las pierdut acum ca să răspund la dânsul cu rugăciunea, mă duc în altă direcție. Altă întrebare. Nu știu să vă răspund. Asta cum vă inspiră Dumnezeu? Eu înainte simțeam nevoia să mă rog tare, că simțeam că mă aude Dumnezeu. Am ajuns la faza în care sunt foarte liniștit, în gând, nici nu am nevoie să vorbesc prea mult și știu că Dumnezeu mă aude și știu că îmi va răspunde în felul lui și la timpul lui și îi mulțumesc dinainte de a-mi răspunde pentru că știu că deja mi-a răspuns. Deci depinde de cum vă inspiră Dumnezeu pe noastră. Dacă mai sunt întrebări legate, vă rog. Ați amintit despre meditație. Aș vrea să știu, după ce vă rugați și așteptați în tăcere, nu faceți nimic decât meditați sau studiați ceva în timpul acela? E o întrebare bună. În timpul de rugăciune nu fac nimic. Înainte aveam un obicei să studiez câteva capitole din Biblie și un capitol ispru profetic în fiecare zi. Și mi înlocuiau meditația. Mă rugam și apoi studiam. A fost un nivel de spiritualitate în care m-am simțit bun și Dumnezeu mi-a vorbit. Acum nu fac așa. Și nu înseamnă că eu sunt un exemplu. Acum, rugăciunea mea are trei faze. Prima fază, îl laud pe Dumnezeu. În loc să-i cer, îl laud. E o putere pe care foarte puțin o înțeleg. Stăci la Dumnezeu și nu să-i: Doamne, îți mulțumesc pentru sănătatea la, te rog, ajută-ne cu tare, cu tare.
petrec timp consistent, timp serios în laude. Timp în care din toată inima mea îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc din inimă că soția mea e sănătoasă, îi mulțumesc că copiii mei sunt sănătoși, îi mulțumesc pentru toate binecuvântări care nici nu sunt stare să le apreciez, m-am învățat cu ele cum s-au obișnuit izraeliții cu mana, îi mulțumesc Dumnezeu din inimă că e răbdător cu mine, îi mulțumesc din inimă că are planuri și că deja mi-a pregătit un loc în cer, îi mulțumesc, petrec timp consistent, o jumătate de oră numai în laude și mă simt bine. Am bucurie și pace și putere cum nu pot să vă explic, numai după ce laud pe Dumnezeu. Simt că Dumnezeu îmi răspunde. A doua parte din rugăciune, când îl laud pe Dumnezeu, mă concentrez pe caracterul și pe bunătatea Lui. A doua parte din rugăciune, îl rog să-mi dea planurile Lui, oricare ar fi acelea, numai să-mi deschidă mintea și ochii să le înțeleg, zi de zi. Și a treia parte din rugăciune, tac, efectiv tac. Și dacă mintea începe să mi se ducă aiurea, mă rog din nou și încerc să o stăpânesc, să nu se ducă la probleme, încât să fiu liniștit în prezența lui Dumnezeu și îmi propun să sacrific atâta timp, 15 minute, o jumătate de oră, în care, în mod hotărât și determinat, nu plec dinaintea lui Dumnezeu până n-am stat atâta în prezența lui în tăcere. Și la început n-a făcut niciun sens, dar după vreo săptămână de exercițiu, a început să-mi schimbe viața personală. Asta e rugăciunea mea. După rugăciune, am studiu, n-am la fel de mult ca înainte, dar e mai consistent. În loc să studiez nu știu câte capitole, citesc un verset sau două sau trei și îl înțeleg altfel de cum îl înțelegeam. După aceea, dacă am proiecte, plec după proiecte. Dacă nu mă apuc la altfel de studiu, care nu mai este pentru inima mea, ci studiu pentru biserică, studiu pentru școală, studiu pentru predică, unde iau o carte, iau un subiect și așa mai departe. Ăla e alt capitol. Dar rugăciunea implică meditație în sine. De multe ori Dumnezeu nu poate să spună neapărat printr-o carte, ci poate să spună prin minte și prin inspirație. Eu nu pot să hotărăsc pentru noastră care este modelul perfect de rugăciune. Am făcut un seminar în rugăciune prin care am analizat rugăciunile biblice, le-am comparat între ele și am găsit câteva elemente comune la toate și vi le-am dat până acum. Dar Dumnezeu poate să vă arate ceva ce dumneavoastră aveți nevoie, ceea ce nu mi-a arătat mie. Dumnezeu o să vă învețe, Duhul Sfânt o să vă învețe să vă rugați. Ideea e să vă puneți cu sinceritate înaintea Lui și o să vedeți că Dumnezeu în fazele de creștere spirituală o să vă arate cum să vă rugați. Mai sunt întrebări? Acolo. Ați studiat cumva cartea Faptele Apostolilor cu vreuna din biserici în pregătirea aceasta pentru rugăciune? Am studiat multe cărți, da. Dar nu în perioada de rugăciune, ci înainte sau după. Am vrut rugăciunea care o facem să fie numai rugăciune. O jumătate de oră sau o oră, numai rugăciune. Ne-am întâlnit cu alte ocazii pentru studiu. Și am studiat nu numai Faptele Apostolilor, a fost una dintre ele. Când am vrut să schimbăm biserica, am început cu Faptele Apostolilor, pentru că am vrut să acționăm ca biserica apostolică. Dar am studiat de asemenea și Waking the Dead, o carte scrisă de Russell Burrell, Cum să trezești morții, care se referă la bisericile care nu prea au activitate, cum să devină active. E o carte foarte puternică și foarte, foarte mică. O citești într-o oră. Nemaipomenită. Am studiat mai multe cărți împreună. Suntem pe drum. Totul îi aparține lui Dumnezeu, s-a realizat numai prin puterea lui Dumnezeu și depinde de Dumnezeu. Și dacă o clipă ne rugăm, o să cădem imediat. Amintiți-vă, Ilie, o clipă nu s-a rugat și a început să fugă. Niciunul dintre dumneavoastră, niciunul din noi, nu contează ce poziție ar avea, în biserică sau în afară, nu este destul de tare să steam prin puterea personală. Tot ce se realizează, se realizează numai și numai prin puterea lui Dumnezeu 100%. Vreau să vă spun că în districtul nostru, după atâta rugăciune, oamenii nu se mai uită să zică, oh, pastorul trebuie să facă tot. S-a schimbat districtul, s-a schimbat biserica în sine. Al doilea punct, vreau să vă spun că biserica noastră este activă. E o biserică în viață, ca un stup, în care toți bâzie, toți merg. Al treilea lucru, vreau să vă spun că s-au rezolvat problemele. De când au activitate, nu mai avem probleme. Vreau să vă spun că școala care avea coborise la 6, avem 29. E un lucru, e o binecuvântare. Și cum am ajuns la 29? Ne-am rugat și am înțeles că în loc să așteptăm să vină copiii la noi, trebuie să facem noi două lucruri. Primul lucru, să ne ducem noi să îi recrutăm și al doilea, prin credință, să angajăm mai mulți profesori și lucruri care le trebuie copiilor. De exemplu, pentru ca să ai mai mulți copii, îți trebuie mai mulți profesori. Nu aveam decât un profesor. Ok, angajăm doi. Și au zis, frate pastor, dar nu avem copii pentru doi și nu avem bani să le dăm salariul la doi. Păi, n-a zis că vreți mai mulți copii?
Dacă aștepta să vină copiii, nu o să vină niciodată. Zic, ați avut voi vreodată bani în districtul ăsta? Nu. E, și atunci, și așa n-aveți, hai să angajăm doi. Și s-au rugat și grupul care era cu educația a zis, gata, angajăm încă un profesor. Au angajat încă un profesor înainte să avem bani și copii. Și pe aceea au zis, acum, ce facem când avem copii? Zic, câți copii vă trebuie pentru doi profesori? Conferința spune că la fiecare profesor trebuie 10 sau mai mulți. 10, 11, 12, dar nu 9. La doi profesori trebuiau 20 sau mai mulți. Zic, ok, puneți 20 de bănci în clasă. Și noi n-avem decât 6 copii. Puneți 20 de bănci. Au pus 20 de bănci. Zic, acum rugați-vă deasupra băncilor ca Dumnezeu să le umple. S-au dus și s-au rugat acolo în clasă. Doamne, te rugăm din inimă să umpli băncile ăștia copii. Și pe aceea, unul dintre ei a venit cu o viziune. Evan îl cheamă. Frate, noi n-avem copii, că noi suntem puțini. Dar sunt copii în lume care trebuie să fie în școala noastră. Că noi aici le dăm studii biblice, îi învățăm despre Dumnezeu. Și ei trebuie să știe. Că ai zis că lucrarea misionară se petrece unde? Deci de-aia n-avem copii, că noi încercăm să-i aducem pe ei din biserică. Zic, Domnul să te binecuvinteze, Matala a înțeles seminarul. Zic, cum îi aduci pe ei din afară? Păi Matala a vorbit de televiziune. Punem un ad, punem un, cum ziceți, o publicitate la televiziune despre școala noastră. Au pus o publicitate la televizor, trebuia să-i coste vreo $700 și a costat numai vreo 350. Au pus-o la televizor, ne-am pomenit cu 21 de copii în total. Și au zis, frate, de ce nu au venit mai mulți? N-am spus bănci mai multe. Dumnezeu, cumpăratu-și cu săgețile, câte săgeți ai tras în pământ? Dacă puneați bănci mai multe, aveați credință mai mare, Dumnezeu vă dădea copii mai mulți. Zice, păi frate, mai angajăm un profesor. Domnul să vă binecuvinteze. Au angajat al treilea profesor, au pus bănci până la 30, avem 29, am avut 30, dar unul a plecat. Acum avem 3 profesori și 30 de copii. Dar 9 dintre ei locuiesc în Biloit, n-au cu ce să vină la școală. Zice, frate, acum ne trebuie autobuz. Au găsit un autobuz cu $300, o vechitură. L-au luat, au mers cu el o lună și s-a stricat transmisia. Și frate, ne-am rugat și suntem inspirați să ne ducem să cumpărăm un autobuz. Câți bani aveți? N-avem deloc. Domnul să vă binecuvinteze. S-au rugat, s-au dus, au găsit un autobuz cu $3,000 și au zis, uite, noi suntem o biserică, avem o școală, nu câștigăm nimic, este non-profit, ajutăm copiii de săraci, mulți dintre ei nu au bani să plătească tuition, de aceea noi nu avem bani să plătim autobuzul. Și business-ul zice, uite, eu la preț nu pot să vă las din ai $3,000, dar pot să vă dau două autobuze, că am două și nu le folosesc niciunul. Și cât ne costă al doilea? Nimic, tot 3.000. Deci e 3.000 pe amândouă. Au luat două autobuze cu 3.000. Poftiți? Și a venit cineva să-l cumpere pe al vechi stricat, cu transmisia stricată. Nu le-a dat 3.000. Ar fi frumos, dar nu le-a dat 3.000. Nu știu exact cât le-a dat, mi se pare că în jur de 500. M-au sunat ieri a fost vineri, nu? Ieri m-au sunat că au luat autobuzele. Și că Dumnezeu, acum se roagă să le dea Dumnezeu banii, că până luni trebuie să le plătească. Este ocazia lor să-L experimenteze pe Dumnezeu în rugăciune. Și au văzut că Dumnezeu i-a ascultat toate de două ori, de trei ori, nici nu mai își fac griji săracii cu ce să facă. Toată grija lor e acum să meargă înainte prin credință, că Dumnezeu va aduce, va suplimenta nevoile. Le-am spus acum să nu mergeți prin prezumție, să ziceți acum cumpărăm orice că Dumnezeu ne dă banii. Rugați-vă să vă asigurați că orice proiect este proiectul lui Dumnezeu, nu e proiectul vostru. Că dacă e proiectul vostru, o să cădeți, nu o să aveți niciun succes. Dar oamenii s-au rugat, s-au învățat să se roage. Și acum se întâmplă, în fiecare săptămână mă sună, frate, am făcut asta, frate, am făcut asta, nici nu pot să țin, cum să zic, cont. Cum se zice? Evidență cu tot ce se întâmplă. Adică am clădit o daycare, fără bani, care ne-a costat $350,000, am început cu un copil, Andrew, și avem 50 de copii în daycare și un waiting list de 18. 50! Și încă 18 care așteaptă să fie la noi și nu mai e loc. 50 plus 29 în școală, câți copii avem? 79, aproape 80 de copii. Într-o biserică micuță și fără bani. Dumnezeu are posibilități nelimitate. Nelimitate, nelimitate. Avem o oră la televiziune, avem două community center și așa mai departe. Dumnezeu are posibilități și planuri. Dumnezeu vrea să le împlinească. Dumnezeu așteaptă după noi. Așteaptă cu nerăbdare. Și așteaptă, Dumnezeu are bucurie să facă minuni mari. E un Dumnezeu al imposibilului.
Când noi nu ne rugăm și nu lăsăm să ne conducă, îl jignim pe Dumnezeu și nu împlinim chemarea pe care o avem și misiunea pe care o avem. Mă opresc în seara asta, adică de data asta, pentru că nu mai sunt și mâine sau... Dar orice aș spune, nu o să vă încălzească cu nimic, până în momentul în care noastră experimentați pe Dumnezeu într-o rugăciune adevărată. Și atunci o să aflăm ce a făcut Dumnezeu aici. Ideea este, nu faceți nimic fără rugăciune. Pentru că nu e totul să muncești sau să cheltui, ci să te asiguri că puterea Duhului Sfânt binecuvintează și conduce și că planul vine de la Dumnezeu. Mă bucur de ce aud, dar faceți totul prin rugăciune serioasă. Consacrare și rugăciune în fiecare dimineață. Petreceți timpul, nu o să pierdeți niciodată. Timpul pierdut e timp câștigat. Timpul pierdut în rugăciune e numit greșit pierdut. E timp câștigat. E tot ce rămâne. E tot ce ne dă putere. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților.